acolo n-ai el. Pe n-ați mai mâncat de când eras mic, domne. Și când te gândești că tu voiai doar să vinzi un ceas. Poate că e un semn că... Mereu, mereu în urma ta. Gata, tati, hai, lasă. Stați așa să-mi pun și mănușile, că deja nu mai simt degețelile. Degețelile îngheață pe friburile astea. Perfect. Hai, neața. Bună dimineața și poftă bună la cafeluț, suflete dragi, desigur. Mă aflu în parcul Carol la un 8:30 dimineața, târziu pentru plimbările noastre matinale obișnuite, dar asta din cauza luminii, că eu sunt trează după la 6. Dar la 6 era un beznălău și noaptea prin parc chiar nu vin. Am zis să-mi încep ziua în felul ăsta pentru că mi-am propus anul curent să fac mai multă mișcare. Nu știu ce înseamnă asta și dacă într-adevăr o să se concretizeze, dar vă povesteam eu, cred că în primul daily pe care l-am făcut pe anul ăsta, că în vacanța de Crăciun am zăcut și am mâncat și am dormit, adică am fost o beșniță în limbaj colocvial. Nu pot să zic că am avut prea multă activitate și am lâncezit așa. Și o perioadă e ok, numai că după aia încep să se vadă efectele și nu mă simt eu bine. Și oricum, planul meu de mulți ani încoace este să mă mișc mai mult, să fiu mai activă, sală, ce zici tu. Doar că, în general, planurile alea de început nu se pleagă pe viitor. Și am pățit-o de o mulțime de ori să-mi fac abonament sau să încep cu alergări dimineața și după aia, în timp, mi se ia. Așa că nu știu cât succes va avea pe termen lung ideea asta, dar măcar încerc cu pași mici. În loc să mă apuc să vă dau banii pe abonamente și să mă complic cu mult deodată, măcar niște plimbări. Și mi-am zis, dacă tot anis azi noapte, că uite cât alb este în jurul meu, să iau eu camera de filmat și să mai stăm la povești, că planurile mele au fost un pic date peste cap cu programul pe care îl stabilisem pentru săptămâna asta. Hai să vedem dacă reușesc să cobor acolo, că ar fi un soi de măsuțe, niște bucăți așa de stâncă, unde aș putea să vă așez cât de cât și să stau și eu jos și să vorbim pe îndelete. Doar că aceste scări nu prea se văd, sunt majoritatea rupte, frânte, eu nici nu sunt încălțată foarte adecvat, adică n-am bocanci, nu știu dacă vedeți, sunt cu aceeași făcături de ugi, că nu dau banii pe ea, originalii, făcături de ugi luați din Primark, însă foarte confortabil și călduroși pentru vremea curentă. I-am avut inclusiv în Turcia, ăsta fiind subiectul care m-a dat peste cap și despre care vreau să vorbim, pentru că v-am promis la finalul ultimului vlog postat, sau mă rog, ultimului video, cel cu ținutele de Valentine's Day, cu roz și roșu, v-am promis că săptămâna asta vine vlogul din Turcia. Eu filmând materialul ăla, fără să știu ce urma să se întâmple la oameni. Și acum, când am auzit, mi-a cansat inima în loc. Și de asta mă gândesc că ar fi bine să povestim puțin, înainte de a posta eu materialul ăla, poate săptămâna viitoare. Dacă improvizez eu un super trepied cu paharul de cafea și mă așez acolo, e să vedem, merge. Opa! Să nu mă așez totuși în croci. Ia uite, nen, excelent, cred că ne vedem foarte bine, sper că ne și auzim. Am această băscălie senzuală pe cap, pe care am luat-o din Zara acum câteva luni, prin toamnă, și acum cred că o vedeți voi pentru prima dată, cum vi se pare treaba asta. În rest, sunt, cum mă știți, iată-mă, cu pantaloni, am două perechi de pantaloni pe mine din aia groși, deci nu mi-e fric deloc, la mâini simțeam niște chestii, dar sunt bine. Așadar, săptămâna trecută am fost într-un press trip în Turcia. Am fost cu mai multe persoane, au ales practic cei de la, nu știu dacă e neapărat Ministerul Turismului turc sau dacă este pur și simplu o filială ale lor, dar cineva care se ocupă de turism în Turcia organizează ocazional astfel de press trip-uri, excursii în care cheamă oameni din diverse colțuri ale lumii ca să vadă și să dea mai departe. Sunt sigură că le-ați mai văzut la noi în funcție de oamenii pe care îi urmăriți. În mod constant, singur ați mai văzut că a fost cam toată lumea. Și anul ăsta primisem propunerea asta pe e-mail dacă vreau să explorez un oraș de care v-am mărturisit și în vlogul ce urmează, n-am auzisem mai nimic. Orașul se numește Bursa și n-are treabă cu Istanbulul, de fapt e la vreo 3 ore distanță.
Și am zis că da, normal, v-am zis că sunt amatoare de călătorii, în principiu cam oricând, atâta timp cât sunt bifate niște condiții acolo. Și aici erau bifate toate și, mă refer la, la companie, la ce am de făcut, că nu te cheamă nimeni doar de dracu de a te plimba, hei, vino să te plimbi pe la noi și atât, nu trebuie să faci nimic, vă dați seama că am și eu niște obligații. Și am putut să iau pe Vicky cu mine, am luat-o pe Vicky pentru că este mare fan Turcia, ia lecții de turcă de câțiva ani, este nebunită, vorbea cu ea pe acolo, o să vedeți când o să vină vlogul că ea se cam înțelegea cu ei. Nu fluent, dar pricepe multe chestii, ne mai traducea una alta. Și pe lângă ea a mai fost cineva de la noi, Raduniță, dacă îl știți, el e fotograf și are niște poze foarte mișto pe Instagram, dacă vă uitați, eu de acolo îl știu, știu de mulți ani, dar acum am apucat și să petrecem niște timp împreună și a fost super, super ok. Și pe lângă noi au mai fost niște sârbi, niște tipi din Croația, cred că sârbi și croați, din ce am înțeles eu. Era un pic ciudat pentru noi, românii, pentru că ăștia toți se înțelegeau între ei, adică știau foarte bine limba și vorbeau cam tot timpul. Și cu toate că n-au fost tensiuni în grup sau ceva și cu toții ne înțelegeam în engleză, a existat cumva separația asta, că românii vorbeau în română undeva, ceilalți vorbeau în croată sau în sârbă, ce o fi fost acolo, și ne mai întâlneam ocazional, dar a fost foarte, foarte bine. N-am avut niciun fel de problemă, am mâncat super bine, am văzut lucruri foarte interesante și abia aștept să le împărtășesc cu voi. Și planul meu era ca în locul vlogului ăsta pe care îl vedeți voi acum și care se întâmplă pentru că n-am de ales, era să vă arăt vlogul din Turcia și să vedeți ce s-a întâmplat acolo. Și noi ne-am întors super bine. Deci noi ne-am întors vineri seară și cutremurul a fost când? Duminică noapte sau luni? Posibil să fiu eu un pic defazată, dar cam pe acolo. Două replici. Sau mă rog, a fost cutremurul și după aia încă o replică. Și în momentul în care am văzut chestia asta, și eu și Vicky, că vă dați seama, am vorbit după, ne-a stat un pic inima în loc, pentru că eram acolo, adică, Doamne ferește, să fi fost cu două zile în urmă povestea asta, nu cred că am fi pățit neapărat ceva, pentru că, din ce am înțeles, în bursa unde am fost noi, nu au fost daune atât de grave, dar nu cred că puteam să ieșim din țară și ar fi fost nasol. Și evident că povestea e mai mult decât tragică și cu riscul pleonasmului cu tremurătoare, dar pe mine povestea asta m-a blocat un pic gândindu-mă ce ar fi dacă ar fi la noi. Și șansele să nu se întâmple la noi, nu cred că există, poate nu acum, poate nu mâine, poate nu poimâine, dar o să vină și la noi într-un punct. Și chiar citeam zilele astea, că evident toată presa vuiește pe subiect și sunt o mulțime de articole și studii apărute, că noi nu avem asigurate locuințele și sunt foarte multe clădiri în pericol, foarte multe cu risc seismic, ceea ce mi-a adus așa un zâmbet amar în colțul gurii, că știți toată povestea mea cu căutările, cu mutatul, bla bla bla, o să vă povestesc și despre asta imediat. Dar foarte multe dintre apartamentele la care mă uit și care sunt pe stilul ăla care îmi place mie și ce-mi doresc eu, risc seismic, urgență, nu știu cât, risc 1, risc 2, risc 3 și așa mai departe, și oricât de frumoase ar fi, iar unele, vă zic, sunt bijuterii, când văd riscul seismic, pa, am închis, la revedere. Mai aveam eu așa niște apucături, mă uitam la ele, zic, mamă, minunate, păi nu că reconsolidăm, că pe dracu ghem, până când încep și mă consult cu unul cu altul. Și dacă vreau într-adevăr pe cineva să-mi taie macarona cu totul, o sun pe mama. Că începe. Deci maica mea are multă experiență, nu neapărat că ar fi văzut multe case, dar să zicem că a construit una. Și mama cam știe la ce să mă uit. De fiecare dată când mă duc la o vizionare sau mă întorc de acolo, îi zic, uite așa, 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 și începe. Ai dat drumul la robinete, ai verificat instalația, nu știu cum, te-ai uitat de mucegai, a ce mirosea, cum era parchetul, mâncat de nu știu ce, te-ai uitat la acoperiș, de care să nu aibă infiltrat. Mamă, deci niște chestii la care prima dată, cel puțin acum am mai căutat experiență, dar prima dată, habar n-aveam. Și chiar am fost cu mama de câteva ori la vizionări, dacă nu i-a făcut pe aia cu ou și cu oțet, nu în sensul de, adică să nu înțelegeți că i-a certat sau ceva sau că a fost agresivă, nu, dar pune niște întrebări pe care cred că ar trebui să le pună toată lumea în momentul în care e interesat să cumpere o proprietate, la care eu nu m-aș fi gândit. Eu în principiu mă uit ca zgura așa, ca o tâmpă naivă, așa, da, ce frumos tavanul, și când începe maica mea să termină cu tavanul. Mă rog, revenind la subiect, foarte multe clădiri de la noi au problema asta și na, sper să nu fie cazul niciodată. Vă dați seama că am și eu o familie în țara asta și oameni de care mă interesează și n-aș vrea, și chiar și dacă n-ar fi oameni pe care să-i cunosc, cum sunt bieții cetățeni ai Turciei,
Normal că îți provoacă niște nuduri în gât și îți dă un disconfort și te gândești la nenorocirea asta că n-ai efect nicio vină în fața naturii, nu ai efect nicio vină. Poate că ai una dacă, așa cum este cazul meu, te apuci să dai banii pe o proprietate care are un risc seismic atât de mare, care știi că a fost expertizată și știi că o pățește cât de curând. Dacă te bagi în asta de bunăvoie, conștient fiind de riscuri, mai ai și tu o vină. Dar altfel, nu știu ce vină au avut bieții oameni să pățească toată povestea asta. Cert este, iarăși cu pleonasmul de rigoare, că pe mine m-a cutremurat toată duda din motivele exprimate. Acum, dacă eu postez vlogul sau nu-l postez săptămâna asta, nu schimbă cu nimic lucrurile. Că oricum noi am fost înainte, cine are puțin așa înțelege că n-aveam de unde să știm că s-a întâmplat toată povestea, numai că eu sunt pățită pe internet și știu foarte bine că într-o formă sau alta nu m-ar mira să aud că e vina mea că s-a întâmplat ce acolo, așa încât, sau na, că iau un râs sau, în fine, poate divaga mult, cred că o să mai aștept măcar să treacă perioada de doliu național la ei și după o să postez și o să vă arăt ce s-a întâmplat acolo. Dacă aveți posibilitatea de a ajuta cu ceva, evident că sunt deschise o mulțime de conturi și sunt o mulțime de modalități de a ajuta. Eu am donat bani, Vicky a donat și ea bani. Dacă puteți să o faceți din puținul vostru acolo, poate n-ar strica să întindeți o mână de ajutor pentru oamenii aia necăjiți, nefericiți și să sperăm că nu o să se mai găsească victime în continuare. Sapă, caută, ce să zic, e tragic. Eu mi-amintesc acum niște ani, când jumătate din viața mea, practic, sau chiar mai bine, nu mai țin minte, în clasa a 6-a sau a 7-a, eram undeva la părinți. Bunica mea stătea aproape de noi în vremea respectivă, era o diferență de 5-10 minute de mers pe jos, ceva așa. Și noaptea a fost un cutremur. Nu dormeam sau ne-am trezit din somn. Cert este că ne-am dus la ea după și era panicată maxim. În vremea respectivă nu cred că avea telefon mobil, parcă avea doar fixul și fixul era blocat, nu suna deloc. Și bunica mea singură, neavând pe nimeni lângă ea, adică nu bunic sau ceva, nu știu dacă v-am povestit chestia asta, dar n-am eu cu bunicii mai subțire. Era singură și era foarte, foarte, foarte speriată. Cutremurul evident că nu fusese de magnitudinea ăstora, asta mai lipsea, dar oricum puternic, pentru că îi căzuseră niște bibelouri de pe rafturile din bibliotecă. Știți cum e în casă la români, milieu cu bibelourile. Și s-a speriat foarte tare și știu că ea din totdeauna a avut temerea asta pentru cutremure. Mereu a speriat-o mai mult decât orice. Mai ales că era din 7-7, faimosul cutremur din 7-7, la vremea respectivă când avea casă, înainte să îi ia tovarășul Ceaușescu, pe lângă multe altele, au crăpat tot felul de chestii, au căzut diverse și de atunci a prins o mare temere. Și când ne-am dus la ea în seara aia, era tremura toată, nu mai putea de spaimă și cred că poate fi foarte, foarte grav, mai ales în condițiile în care la noi nu ai niciun fel de... Nu avem pregătire, foarte puțină lume are pregătire ce să faci în caz de cutremur. Majoritatea nu avem locuințele asigurate, foarte puțin, deși e obligatoriu, din ce știu eu în România, e obligatoriu să ai asigurare și dacă mai ești singur și bătrân, ferească. M-a marcat treaba aia și încă balerina care se spărsese atunci, deci bibelouul care se spărsese atunci, încă are cumva brațul lipit cu scoci, că am reușit să-l punem la loc, dar încă are brațul lipit cu scoci. De fiecare dată când mă duc acasă și văd balerina aia, mi-aduc aminte de momentul respectiv. E o zonă, noi, țara noastră, suntem predispuși, mai ales în Vrancea, Buzău e destul de aproape, cam nașpi. Revenind la povestea cu cășile, m-am mai fost și am mai văzut în perioada asta, nu neapărat cu risc seismic, că v-am zis, dacă văd ceva de risc, nici nu mă mai duc la vizionare, dar zilele trecute mă entuziasmasem așa de mult că văzusem o casă foarte mișto și la un preț care era super ok pentru mine. Adică știu că nu e bine să am așteptări și să mă entuziasmez aiurea, adică indicat ar fi să aștept o perioadă și după să văd dacă într-adevăr e cazul să-mi fac speranțe. Dar cumva n-am rezistat în fața ăsteia, mă entuziasmasem super, super mult. Aveam un sentiment din ăla în interior, cumva simțeam așa că, frate, da, o să se întâmple, asta este acum. Și stabilisem vizionarea, chiar în ziua în care vă descoperisem, evident că am obsedat pe subiect, am căutat să văd pe Google Maps pe unde e, căutam tot felul de poze, informații, să văd dacă mai găsesc pe alte site-uri și așa mai departe. Am sunat, stabilisem vizionarea, trebuia să se întâmple. Eram pe drum spre vizionare,
la 10 minute înainte de a ajunge la adresă, mă sună agentul imobiliar că, știți, domnii s-au hotărât și o cumpără. De ce? Care domni? Domnii, știți, mai erau niște domni înaintea dumneavoastră. Mamă, eu eram aproape ajuns, adică mai aveam foarte puțin, veneam și de la mama naibii de undeva, de la o distanță destul de lungă și n-ar fi fost asta o problemă neapărat, dar mi-a fugit pământul de sub picioare în momentul ăla, că încă o dată mi-am dat seama că nu e bine să-mi fac speranțe, nu e bine să mă entuziasmez, că acum, na, agentul n-are nicio vină. În asta vorbesc doar referindu-mă la bafta mea, că numai mie putea să mi se întâmple ca la 10 minute înainte cineva să cumpere exact ceea ce mă interesa. Și culmea este că eu sunt abonată la toate site-urile astea cu anunțuri imobiliare, deci tot ce există, și nu doar că sunt abonată, verific și eu de mai multe ori pe zi. Și asta a apărut exact atunci, deci erau câteva ore de când a apărut și după aia urma să o văd. Nu știu cum am avut această baftă supremă, cert este că dacă într-adevăr ăsta e cazul, s-a vândut în câteva ore. Și trebuie să te miști. Pe de altă parte, dacă urmăriți știrile și mai citiți așa presă din când în când, se aude destul de rău, destul de nasol ce vine din afară, că trendul ăsta imobiliar și în general toate trendurile ajung la noi cu o mică întârziere sau o mare întârziere față de ceea ce este în Occident. De acolo pleacă toată treaba. Dacă pică piața la ei, o să pice și la noi, chiar dacă mai durează puțin. Și ce se aude până în America, până în Anglia, până în Franța, unde se dă tonul și startul, cam nasol. Și cred, sau mă rog, poate greșesc eu, ce se aude este că piața imobiliară o să pice mai rău ca oricât. Pe de o parte, nasol. Pe de alta, nu pot să zic că îmi pare neapărat rău, că asta pe mine m-ar ajuta. Că eu, la momentul la care sunt, știți, nu degeaba mă zbat atâta să reușesc ceva. Și credeți-mă, chiar mă zbat, că de atâția ani de când vorbesc despre subiectul ăsta, chiar este o zbatere continuă, din motive simple, că nu-mi permit. În altă ordine de idei, stați așa să mai beau și un pic de cafea. Opa, pa, 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 și să ne mai mișcăm puțin, că mi-a înghețat unul. Pe zăpada asta am fost ieri la veterinar cu Lemo pentru un control de rutină. Am pus acolo o puzică drăguță pe stories și eram foarte colorată, eram toată în portocaliu. O inserez pentru cei care nu au văzut. Dacă vreți să vedeți, Andreea Pumbalaban este Instagramul meu. Știu că majoritatea îl știți, dar mai apar și oameni noi din când în când. Și eram toată o veselă și o colorată și m-a umplut de energie ținuta aia, până tot griul care era ieri, că ieri n-aveam zăpadă, am fost acea pată de culoare și parcă m-a energizat cu totul. Eram o vitamina C, o protocală, dacă vreți. Am fost cu Lemo și ați fost foarte drăguțe, mi-ați lăsat multe dintre voi mesaje și m-ați întrebat, e ok, s-a întâmplat ceva, că n-am specificat, dar era doar un control de rutină, nimic grav sau dubios, pur și simplu trebuie mers din când în când și cu ei să mă asigur că sunt în regulă. Rumbul este perfect, din fericire, știți că am avut anul trecut multe probleme de sănătate cu el, dar este pe regim special. Îi mai scap eu din când în când și alte chestii ca să nu se plictisească cu cei dau să mănânce în general, dar el este pe regim special și probabil că va fi toată viața. Este un gras și un pufos, a dormit azi noapte la mine în brațe, la piept, practic, cum doarme cam întotdeauna și cu atât mai mult după ce m-am întors de acolo din Turcia, îi simt pe toți că sunt și mai iubitori, că mai puțin Lemo, ea dintotdeauna a fost mai, e cu totul alt temperament față de băieți, dar ăștia doi, Rumbu și Poirot, dacă nu m-au pupat și m-au nebunit cu îmbrățișatul, e ceva, mi-e un drag de ei de mor, sunt niște scumpi. Astăzi ar trebui să primesc un pachet de la H&M. Tot așa în vlogul video cu ținutele de Valentine's Day vă povesteam eu despre, sau mă rog, cred că am menționat foarte pe scurt că am văzut la ei pe site un set cu o bluză și o fustă roșie din dantelă și mi s-au părut super frumoase și le-am comandat la pachet cu alte chestii și mă gândeam că poate fac un haul dar separat de video ăsta, adică daily-ul vreau să rămână daily și mă gândeam dacă am timp să fac haulișorul ăla, că am luat mai multe și n-am mai făcut eu de multă vreme haul-uri de-astea doar pe un singur, știi, un singur brand. Cu banii mei, deci nu, să nu se înțeleagă într-o formă, am lucrat cu H&M, e adevărat, în 2020, dar sunt 3 ani de atunci și slavă Domnului, le-am dat bani, mi-a venit rău de atunci și până acum. Și mă gândeam că poate ar fi o idee să fac un haul așa micuț în care să vă arăt. Dar să vedem dacă ajung, pentru că mi-au expediat comanda în două pachete și unul dintre ele, ăla mai mic, am înțeles că ar ajunge astăzi, celălalt nu se știe. Așa că să vedem, dacă nu ajunge astăzi, poate ajunge mâine. Dar nu v-am povestit ce distracție cu Poșta Română. Nu știu pe unde mă urc eu pe aici, stați așa. Nu v-am povestit ce distracție am experimentat cu Poșta Română, că am plasat pentru prima dată în viața mea
în decembrie o comandă pe AliExpress, de care dacă n-am auzit și în dungă de AliExpress și de Shein, primeam într-o vreme comentarii după comentarii, fă și tu un haul de la Shein, ia ceva de la Shein, hai cu Shein-ul. Știu că sunt super ieftine și arată ochii așa din poze. Da, nu știu, am eu anumite reticențe cu ei în care nu intru, însă și cu AliExpress-ul n-am luat niciodată, numai că văzusem un colier care mi-a plăcut super mult și pe care nu-l găseam pe nicăieri. În principiu l-am căutat pe toate site-urile posibile să văd dacă îl găsesc undeva în Europa, pentru că AliExpress-ul, sau mă rog, ce găsisem eu colierul ăla acolo, era de undeva din China și o să vezi, durează o viață, mi-ajunge la poștă, adică urăsc să fac asta și în general nu, prefer să nu mai mă bag decât să-ți mai schimb brațul, că mă doare, e un pic mai greuță camera. Prefer să nu mă mai bag deloc decât să mă chinui cu poșta română și să-mi vină de la mama naibie. Și bineînțeles că temerile mele au fost deverite, pentru că mi-au expediat aia comanda. Colierul minunat, deci a plecat, am plasat azi comanda, a doua zi, mâine să zicem, a plecat spre mine. Și tot verificam tracking-ul, numai că nu mai era niciun update și eu tot așteptam, zic, frate. Vorbisem și cu Bogdan, care el a comandat mai des de la ei și mi-a zis că stai liniștită, că în 3 luni ți ajunge, chiar dacă ai intrat în țară. Zic, ok, bănuiam, oricum că așa e. Și dacă am văzut că nimic, la un moment dat m-am dus la poștă. Și când am ajuns, că dați numărul de tracking, că au verificat tantii de la poștă. Da, păi l-am trimis înapoi. Ce? Cum adică l-ați trimis înapoi? Da, păi dacă n-ați venit să-l luați. Zic, prietene, nici n-am știut că e la voi, nici n-am știut unde să vin. N-am știut nimic, nu era niciun update pe tracking. Adică îmi imaginez că în mintea voastră eu ar trebui să vin așa toată ziua turavroapă la poștă. Dar aș vrea să vă reamintesc, și n-aveți de unde să știți chestia asta, că în trecut am venit la voi la poștă de câteva ori cu alte pachete de care m-am îngrijorat și m-ați repezit și mi-ați zis să stau liniștită acasă până când vă trimitem, n-ai aviz, că degeaba veniți pe aici. Tarararara, cum sunt, poate nu toate, că îmi dau seama că nu e bine să generalizez, dar în general doamnele de la poștă au un ceva al lor. Și cumva doamna se certa cu mine că de ce n-ați venit? Păi dacă n-am primit aviz, n-am știut nici măcar că e. De unde era să știu că l-aveți? Pentru că noi v-am trimis aviz. Eu vă cred, dar nu apare nici pe tracking, că eu dacă aș fi văzut pe tracking că este aici sau că a fost avizat, vedeam cu siguranță, dar n-am știut că l-aveți. Și l-au trimis înapoi, foarte revoltate, normal, era vina mea, că n-am știut că e acolo, că n-am visat azi noapte. Și m-au pus să iau legătura cu poșta din Ungaria, unde se trimite inițial, deci din România se duce în Ungaria și pe aia înapoi în China. Să iau legătura cu poșta din Ungaria, să-l trimită ăia înapoi, adică să nu-l trimită spre China, să-l trimită înapoi în România. Le-am scris, ăia bineînțeles că ce? Nu, e nicio vină. Și au zis că nu, n-au cum să fac așa ceva și o să-l trimită înapoi în China. Și s-a rezolvat de la sine. Și acum trebuie să iau legătura cu ăștia de la AliExpress să văd dacă îmi pot recupera banii, pentru că eu nu am primit articolul respectiv. Era un colier de perle, ceva imens, deci era ca un fel de capă. O superbitate. Doar că n-am cum să mă bucur de el, că n-am presupus eu că trebuia să mă duc la poștă să rezem ușile pe acolo să întreb. Asta este, data viitoare o să mă duc și probabil că o să mă certe când mă duc. De ce stați pe aici? Că ați primit aviz? Cum fac? Da. Sau poate am eu un noroc de poștă foarte prietenoasă. Deci asta s-a rezolvat și cu colierul. Pot să stau foarte potulită și liniștită. Uite niște scări care arată mai mari, că n-am eu voie la colier. Aia este. Să vedem dacă pot recupera banii. Suma n-a fost una uriașă, dar îmi pare rău de el, că e chiar e o nedreptate, că n-am nicio vină în povestea asta, dacă eu n-am știut că e acolo, habar n-am avut că există sau că nu există aviz. Ele zic că au trimis-o, știu că am verificat un catraliar de ori, pățită fiind, și știu că am verificat un catraliar de ori, dacă e ceva, n-a venit absolut nimic. Oh,
duș fierbinte mai târziu, părul coafat, machiajul aplicat, hainele călcate, asortate, îmbrăcate și sunt pregătită să înfrunt ziua asta, care cred că nici măcar nu va fi de înfruntat, pentru că se dovedește momentan minunată! Soarele ăla de dimineață încă se rălucește sus pe cer, de fapt cred că zăpada o să ducă cu totul și cred că ați văzut că n-a fost foarte multă, dar acolo, drăguță, deci m-a umplut de energie toată activitatea de acum câteva ore, însă acum trebuie să o iau de coadă și să mă apuc și eu de treburi și o să ieșim imediat, ceea ce abia aștept să fac, pentru că m-am îmbrăcat gros, eu sunt îmbrăcată acum adecvat temperaturilor de afară, nu astea pentru interior, unde e foarte cald și vă zic că mă scurc cu totul, da? O să-mi revin de îndată ce ieșim. Vă prezint imediat detaliile, că probabil o să mă întrebați și vreau să fie de la început zis ce e și cum. Dar până acolo vreau să vă arăt și un palton care a sosit zilele trecute și pe care ieri sau la altă ieri, ceva așa, e recent, oricum l-am pus pe Instagram, pe stories, și pe care nu-l voi îmbrăca astăzi, pentru că nu se potrivește cu ce am eu aici, e cu totul alt registru, dar este o superbitate și știu că vă plac chestiile de la Laura Galic, pe care cei mai vechi, sau mă rog, dacă ați mai urmărit dintre daily vlogurile mele din trecut sau v-ați mai uitat așa pe Instagram, cu siguranță ați auzit-o pomenită, că Laura face niște chestii superbe și v-am arătat de-a lungul timpului rochii, paltoane, costume, nu știu, ne potrivim super bine ca stil. Și mi-a trimis zilele trecute un palton, o superbitate, este o frumusețe, o splendoare, ceva absolut de vis, pe care abia aștept să-l pozez așa cum fac eu, de obicei, cu scenarii din alea, pentru că e pe o dramă. Doamne, dar este splendid, este o superbitate. Dar avem următoarele, pe scurt așa. Avem bluziț negru, simplu, bănăluț, cred că H&M este ăsta de acum niște ani. Cu reloaca o găsiți momentan în colecție la Zara, că am văzut că au adus niște inimioare, au și cercei și coliere și inele parcă. Și ce mi-a plăcut mie cel mai mult? Cu reloace. Mie îmi plac foarte mult și vă sfătuiesc și pe voi. În cazul în care vreți să purtați curele, dar totuși vă incomodează în general sau vă sperie ideea că o să mă sugrume și o să fie inconfortabil, vă recomand genul ăsta de curele care sunt pe elastic și care se mișcă ele în funcție de cât mănânci tu. Și mai e niciun fel de problemă în felul ăsta. Preferatele mele sunt întotdeauna curele de elastic, cel puțin din punct de vedere al confortului. Și asta mi-a plăcut mult pentru că sunt aceste două catarame metalice uriașe, aurii, superbisme. Mai am unele tot așa din metal auriu, diferă forma, evident, și s-au comportat super bine și au rezistat de-a lungul anilor. Fusta este de la Nisa. Cred că știți brandul, este brand românesc, îl găsim cam peste tot prin majoritatea mall-urilor și are un model foarte interesant, uitați așa să vă arăt, cred că mi-a pus un focus și se vede. Deci avem jupa neagră pe dedesubt și pe deasupra este voalul ăsta cu ceva pulinuțe de catafea, dacă vedeți, într-un verde splendid. Ceea ce dă un pic de volum fustei, nu știu, parcă ar fi un soi de tiul, e mai degrabă o chestie bățoasă care însă stă foarte bine și dă mai multă formă siluetei. Iar cizmele sunt unele pe care le-am luat de la Ana Cori și care, în ciuda tocului cui, care poate vă dă de gândit că, aoleu, cum poți să mergi pe alea, că sunt inconfortabile, să știți că sunt cele mai confortabile cizme cu tocui sau încălțări cu tocui, din câte am avut eu vreodată. Iar Ana Cori e un brand pe care eu l-am, mă rog, de la care am cumpărat recent, că știam de ei de multă vreme, dar nu cred că am cumpărat vreodată. Și mi-am luat în vacanța de Crăciun cizmele astea și o poșetă pe care cred că ați văzut-o în daily anterior. Adică minunăția asta, într-un vișiniu foarte frumos, cu o închizătoare care recunosc că îmi dă foarte mari bătăi de cap, că nu e deloc simplu, dar e frumoasă tare și îmi place mie, care o formă așa rotunjită, cum îmi place să aibă multe dintre gențile mele. Referitor la paltonoc, ăsta este superbitatea pământului, pun eu și poza aia pe care am pus-o pe stories, o las pe aici, în stânga, pe dreapta, ca să-l vedeți pe de-a întregul și să văd cum îl dau jos de acolo, că nu l-am cucoțat eu. Să îl îmbrac ca să-l puteți vedea. Ia uite, parcă nu se mai termină. Doamne, și ce mult îmi place! Ăsta este așadar minunatul, într-un roșu închis, un burgundiu superb, cu niște umeri, desigur, bufanți, care mă duc cu gândul la ceva vampiresc, dar în cel mai frumos sens posibil. De ce vă zic că nu merge astăzi? Păi pentru că eu sunt în verde și cu negru și cu ăsta nu merge. Și în al doilea rând, pentru că îmi trebuie niște încălțări un pic mai înalte, ca să nu-l târșii pe jos, cel puțin nu foarte tare, că uite, așa cum este la momentul actual, cam atinge. Și în principiu, așa l-am gândit, că Laura m-a întrebat la momentul la care am discutat despre paltonul ăsta, m-a întrebat, mă, cât de mult îmi place, dacă mi-l doresc cu o lungime normală, care să nu fie târât pe jos, sau mai adăugăm ceva pentru extra dramă. Și normal, că am zis. Extra dramă, vă dați seama că doar ne cunoaștem, ne știm de atâta timp. Așa încât am sfârșit cu această minunăție minunată. Are fusta asta super amplă, iată, și se închide cu nasturi cam până pe aici, prin zona taliei. Este o stofă destul de grosuță, nu pentru minus 20 de grade, dar pentru un 0
Este beton și mai are de asemenea niște detalii foarte frumoase. Uite aici, dacă vedeți. Și dacă vă amintiți voi, știți poate că am eu exact croiala asta, o haină, numai că e neagră și e un material mult mai subțire. O să inserez pe aici poze. Asta, adică am pozat-o și răspozat-o și dacă n-am iubit-o, Doamne, îmi place de mor haina aia. Și exact aceeași croială când am văzut acum la ea pe Instagram, a postat recent exact paltonul ăsta, când l-am văzut, deci am leșinat cu tot, zic, Laura, vreau și eu palton din ăla. Și iată-l, este absolut minunat, abia aștept să-l fotografiez, să-l pun în valoare exact așa cum trebuie, că de acolo, de la distanța aia, nu știu cât de bine se vede, dar uitați-vă la el, cât este de frumos. Pentru astăzi însă, cred că o să rămân la clasicul militar, paltonul meu de inspirație militară, luat acum 2 ani sau anul trecut, în 2022 nu, dar fie e 2021, fie e 2020. L-am luat de la Zara și se comportă în continuare minunat și l-am asortat la o mulțime și o mulțime de combinații, ca să nu mai zic că e croit fabulos și culoarea, chiar dacă nu e una dintre preferatele mele, merge super bine cu ce port eu în general. Verde, roșu, auriu, că uite are detaliile astea și să știți, roșia e primită de la voi, acum câțiva ani, dacă vă amintiți. De alergat și se pare că am rezistat eroic în cizmele astea, deși trebuie să recunosc că îmi cam provoacă dificultăți la condus. Iar ceea ce tocmai ați auzit este Vicky, care trebuie să ajungă. Ne vedem cu ea. O să mergem la masă. E la 5 minute. Perfect. Vă spuneam că mi-e puțin greu să conduc. Una dintre întrebările pe care le primesc eu destul de des, în mod constant să zic, de când mi-am luat permisul, e legat de treaba asta cu încălțămintea, pentru că eu în majoritatea timpului știți că port pantofi cu toc, talpă ortopedică, în fine. Și e adevărat că în ultimii ani m-am relaxat mult, adică am chiar și acum în port bagaj, am o pereche de Adidas, cred că am și o pereche de balerin și port mult mai des încălțări cu talpă joasă decât așa cum o făceam acum 10 ani. Dar oricum, în majoritatea timpului se zice că e un 60% tocuri, 40% încălțăminte cu talpă joasă. Și multe dintre voi mă întrebați, dar cum conduci cu chestiile alea? Cum poți să conduci cu alea, tăticule? E, să știți că până la cizmele astea n-am avut niciodată probleme de condus, dar acum nu că aș fi făcut vreo nefăcută, însă trebuie să fiu super atentă cum dozez presiunea pe care o aplic pe accelerație sau pe frână, ca nu cumva să fac vreo prostie. Și de asta cred că o să mă gândesc de două ori înainte de a le încălța, în momentul în care știu că am de condus. Altfel sunt super ok, n-am niciun fel de problemă, doar că fiind tu cu ăla atât de ascuțit, trebuie să-mi poziționez eu piciorul cumva anormal, să zic. Da, sunt bine, sunt în parcare și o să mergem să mâncăm la Stadio, unde cred că v-am mai dus chiar anul trecut, cred că v-am dus ultima dată, numai că eram cu bufantul atunci și acum o să mă văd cu ea și cred că era seară sau ceva sau am pus pe story, nu mai țin minte, oricum e un restaurant la care merg de mai mulți ani, îl știu de mai mulți ani, nu este neapărat unul dintre preferate, dar e cât de cât central și Vicky a zis hai să ne vedem undeva central, că e ea într-o zonă și eu eram în altă zonă și ca să ne întâlnim bam, facem aici, așa că mai am 2-3 minuțele până când ajunge și ea și mergem să mâncăm pentru că sunt lihnită, deci mesele mele pe ziua de astăzi au fost cele două cafele pe care le-am băut azi dimineață, o banană și un iaurt, un alpro din ăla de la Chior Natur, cum zic ei, care n-are niciun fruct, niciun nimic. Nu că mi-ar fi fost mai puțin foame acum, dar n-am mâncat nimic altceva și simt așa niște concerte și mai am și pureaua aia care mă, nu că mă ține, dar cumva parcă insistă și mai mult pe ideea asta de nu ți-e foame și da, să știți că mi-este, deci o să vandalizăm acolo bucătăriile, că și Vicky mi-a zis că n-am mâncat nimic. O așteptăm și intrăm.
Ăla acolo este stadionul unde o să mergem noi. Bine, aia este intrarea din spate. Și să văd unde o fi parcat Vicky, că se chinuia săraca. Mi-a zis că are probleme cu parcarea, că nu găsește loc. Și a venit dintr-o altă direcție, eu dintr-o alta. Ah, uite-o în față, bravo, mă! Hello! Și eu am zis că săraca e parcată pe undeva, pe la mama naibii, și când colo lupul venea din față. Apropo, pe Vicky chiar așa o cheamă, lupul. Ziceam că lupul vine din față, că eu am crezut că ești în partea aia la mama naibii. Am greșit de 3 ori drumul e și bine. Am ajuns printr-o parte. N-am idee de unde am venit, ideea e că de 3 ori. Dar ai venit de acolo, nu? A venit din Victoriei, dar cine a nimerit drumul de prima dată? Am înțeles, ăsta este stadio, hai să pătrundem. Oamenii de la DPD. Ai văzut ce scrie pe perete? Struguri nevinovați au murit pentru tine? Nu. Ba da. Le fie geama ușoară. Exact. Și nouă pofta bună. Din păcate nu vendem, că astăzi conducem. Dar eu tocmai mi-am dat comandă pe supermercadul de 6 sticle de vin. Și doar 6? Doar 6. Dar nu luase Claudiu săptămâna trecută? A luat, dar n-a luat de la de beau. Eu l-am descoperit. Mai știi că l-am descoperit pe la Polonia, Moscato? Da, tot de la ai luat? Nu este fix aceeași firmă, că n-a, dar este, e Moscato d'Asti, doar că vine la de lui, ți-am dat e cadou de, da. nu știu, de Crăciun, de Crăciun. Nu, eu îl țin de bun, că de unde mai prind? Între timp să le arăt ce geantă ai. Poate recunoașteți acel exemplar, nu e a mea, a mea e lângă, dar poate recunoașteți acest exemplar minunat de la Bijou Brigitte, căreia cineva nu a putut să-i reziste și iată-l, încă un minunat exemplar coniac cu brățară de men. Care este foarte mișto, știți de ce? Îmi place, uite. Da, și mult să fac așa. Da? Da. Mie îmi place brățara, că bag mâna pe acolo, știți? Și că bag mâna, dar îmi place pe să lovește lemnul ăla. Și toate sunetul ăla de toacă, de iată, domnule, toacă, da. Mi-am luat o pizza vegană absolut uriașă, 500 de grame de pizza am aici. Nu știu dacă vă dați seama de magnitudine, dar nici nu cred că o să o pot mânca pe toată. Păi, nu, adus aia omletă, e imensă. Nu voiam să zic că dacă mai vezi tu la Lidl de alea ferice, haine de alea, să-mi zici și mie, s-a lăsat seara între timp, dar plecăm acum, o aștept pe Vicky să vină de la baie și după aia plecăm și mă duc și eu în sfârșit acasă la blănoși, că mă așteaptă copiii de tot timp. Mă duc. Ia să vedem cum fac eu să ies de aici. Să nu fac vreo nefăcută. Hop. Aoleu, ce nu-mi plac mie parcările astea. Am ieșit cu inima cât un purice din parcare, pentru că aveam un spațiu atâtica. Și v-am zis cum sunt cu cizmele, dar am reușit. Măi, mi-a cam rău un pic. Am mâncat cu poftă, că mi-era și foame, după cum v-am spus. Și nemâncată. Și mâncarea foarte bună. Ne-am luat și cu vorba. Și iată că... Haideți? Acum parcă simt că mi-e puțin tel rău. Dar mâine ne așteaptă. Băi, frate, mă vede ca un pieton pe trecere și mă pune să înaintez. Unde să mă duc? Nu sănătoși la cap câte unii, pe cuvântul meu. Ce trebuia să fac în momentul ăsta? Aveam... Nu. De... București. Superb. Da? Ai plecat, tata? Da. Tot ok? Așa. Da. Două întrebări. Una, da, cea mai importantă și după aia cealaltă mai puțin importantă. Da. Bulevardul Magheru nu se mai numește Magheru, acum se numește Nicolae Bălcescu? Îmi pare rău, dar nu dețin această informație. Nu știu. Te anunț eu că cred că și-am schimbat numele pentru că mi-arată, eu sunt pe Magheru din câte știu, dar mi-arată că scrie Nicolae Bălcescu, Bulevardul Nicolae Bălcescu. Sunt chiar aici la Intercontinental în față. Ok, da, nu știu, mă voi documenta, dar recunosc că sunt complet ignorantă pe subiect. N-am nici cea mai bine. Am zis că poate să știi mai bine ca mine. Nu știu, eu oricum sunt pe lângă, da, cu astea, cu numele străzilor, mă termin. Și a doua era, Claudiu a zis de gimbal de telefon, știi, de telefon trebuie. Măi, dar n-are sens, pe cuvântul meu, adică mai bine și iau un telefon bun cu stabilizare direct din el, că n-are rost să... Nu mai zice, nu-i mai dau faturi de astea, nu o să coste nimic.
dar eu cred că este o cheltuială care n-are rost, părerea mea. Gimbal îți iei în momentul în care vrei să faci super producție video și ai nevoie de stabilizare pe cameră care e grea, care te doare mâna de la ea și nu poți să o ții. Să ții stabilizator pentru telefon? Bă, da, ce să zic, o fi el acest burghez de n-are ce face cu banii, dar eu nu recomand. Foarte bine, exact asta ai transmis. Pă bune! Mulțumesc pentru informație, sunt așa aici și zic. Așa, așa. Te-ai burghezit, e exact. Foarte bună expresia. Dar nu știam, mi-a spus acum că pentru telefon și am zis hai până te prind, că după aia iar te apuci cu munca și o să ne auzim un pic în greu. Da. Bine, eu sunt în continuare, am ajuns deja la... cum se numește mominoția asta de parc? Cismigiu. Aha. Deci am demers vreo 40 de minute până și la ora asta e mișto. Îți urez succes. Da. Bine, te-am pupat. Te pup, pa, te pup, pa, sau, pa. Da, vorbeam cu Vicky cât eram la masă, că am rugat-o dacă mai vede ea prin Lidl, că ea ajunge mai des ca mine în Lidl, dacă mai vede lenjerie din aia, sau mă rog, cred că sunt haine de fapt, nu e chiar lenjerie, de aia termică, de te izolează, știi, ține foarte bine la frig. Că și-a luat ea când a fost acum cu mine în Turcia, a avut la ea un set, un costum din ăla care vine pe dedesubtul hainelor, colanți și bluză. Și într-adevăr, zici că era împăiată cu ele, dar nu sunt haine ca să ieși cu ele pe afară, efectiv trebuie să spui ceva pe deasupra. Însă, din ce mi-a zis ea, au funcționat super bine, i-au ținut de cald beton și atâta timp cât îți iei ceva pe deasupra, nici nu se observă că ai chestiile alea. Și mi-a picat pe ele și am zis: "Băi, dacă mai vezi, ia-mi și mie, pentru că eu n-am știut că este oferta aia la Lidl. Eu nu mă duc neapărat când văd că e, nu știu, o anumită ofertă, decât dacă e ceva ce mă interesează expres. Și în cazul ăsta chiar m-ar fi interesat, dar n-am știut că au așa ceva. Când mai îmi ziceți voi că vezi, balaban, că este săptămâna vegană sau au băgat nu știu ce chestii pentru animale, mă duc, clar că știu de la voi, gata, m-ați anunțat. Dar altfel nu pot să zic că sunt tot timpul cu ochii pe cataloage acolo, fiartă, mamă, să văd ce apare săptămână de săptămână. Însă mă duc cu regularitate, da? Iată că acum a fost, da, sunt pe banda mea. Iată că acum a fost situația de așa natură că n-am știut că au lenjerie din asta. Și am văzut-o la Vicky, mi s-a părut foarte mișto și am rugat-o dacă mai vede, normal, dacă mai vede să-mi ia și mie un set din ăla, că eu deja am verificat în Lidl-ul de la mine și nu mai aveau. Cred că am ratat oferta, a fost într-o anumită săptămână și aia este. Nu știu, sau dacă ați mai văzut voi prin altă parte și aveți idee de unde aș putea cumpăra așa ceva, chiar mi se pare o chestie foarte utilă. Nu vă zic ce diferență au făcut pentru mine ciorapii ăia cu blană pe dedesubt. Deci ăia sunt sfinți, ciorapi, colanți, orice ar fi. Întotdeauna, mă rog, de când am descoperit, când mai am de plecat pe undeva în timpul iernii și chiar și pe aici în România, deși nu pot să zic că am avut o iarnă prea cruntă deocamdată, ăia sunt nelipsiți pe dedesubtul blugilor, pe dedesubtul rochilor, fustelor, nu știe nimeni că îi porți. Singurul minus pe care îl pot găsi a celor pufoși este că îngroașă foarte tare piciorul. Eu nu sunt neapărat omul, nu mai vedeți pe aici la câte gropi sunt, eu nu sunt neapărat omul cu picioare subțirele, nu sunt, nu o să fiu niciodată, nu este conformația mea. Așa încât în momentul în care îmi iau și ăia pe dedesubtul pantalonilor, trebuie să mă asigur că perechea de pantaloni ce vine deasupra e măcar cu un număr mai mare. Adică, nu știu, eu dacă port 36 în mod normal, perechea de pantaloni pe care mi iau peste trebuie să fie 38, ca să fiu sigură că stau confortabil și că nu sunt un crembuș de opărit, adică nu mă ține efectiv pantalonul. Și asta fac de fiecare dată, dar altfel, din punct de vedere al confortului și cât de bine țin de cald, sunt nelipsiți, nici nu se pune problema. Eu fără ăia nu stau. Oare am și un pic de loc pe lângă trepiedul ăsta pe care l-am pus aici cu un scop? Nu stă doar de dragul de a avea companie. Cater, mă văd de frumos! Și pentru că o să-l folosim, că v-am promis ceva din timpul vlogmasului sau din primul vlog al anului și vreau să mă țin de cuvânt. Însă, mă găsiți în acest stadiu minunat acasă, confortabil, m-am schimbat în aceiași pantaloni superb și moi pe care i-am avut și azi dimineață.
Da, doar că aveam 1 milion de straturi pe dedesubt, însă ăștia sunt, nu cred că vi am arătat. I-am luat la reduceri de la Oisho și sunt super ok de purtat în casă, ca un material, minunat. M-am și demachiat între timp și tot am senzația că mi-a mai rămas ceva pe gene, că acolo nu prea insist eu cu demachiatul, o las un pic mai moale ca să nu rămân fără cele 5 gene din dotare. Așa că nu frec foarte tare și de multe ori asta înseamnă că dimineața mă trezesc pe aici cu o dâră așa neagră și sunt un baby panda sau un baby raton și foarte sexy. Dar oricum, în altă ordine de idei, părul meu deja începe să se îngrașe, că doar câteva ore am de când m-am spălat, așa că este perfect, normal și firesc. Ce vreau să vă arăt însă, gagicile și gagicii, se află în această cutie minunată, care ați putea crede că am pantofi, juicy, dar nu. Nu sunt pantofi, cutia e de pantofi, dar înăuntru nu sunt pantofi, ci cred că de fapt v-ați cam prins voi așa, dacă am pus în titlu, cu siguranță v-ați prins despre ce e vorba. Este vorba despre colecția de mini parfumuri, de miniaturi, pe care mi-ați trimis-o voi, extrem de generos și extrem de recunoscătoare, vă sunt în timpul vlogmasului, a fost între pachetele de Crăciun. Și pentru că, nu se rupea, pentru că vlogul ăla în care am desfăcut pachetul a atins un record pe YouTube-ul meu, și anume că mai avea puțin și făcea 2 ore, v-am promis că o să intrăm în ele și vi le arăt așa detaliat într-un alt clip, ca să nu treacă viața pe lângă noi, practic, în timp ce eu desfac la parfumuri. Așa încât am zis acum, pe final, că ar fi bine să mă ocup de asta și să fiu la zi cu ele, și vom face noi și colecția de pantofe, că știu că și pe aia o așteptați și mi-am adus aminte pe măsură ce mă uitam la cutia asta. A trebuit să o schimb pentru că aia era un pic mai șubredă și asta e mai stabilă, nu din alte motive. Erau super ok cutia. Dar uitându-mă acum la cutia asta de pantofi, mi-am zis că săptămâna viitoare poate reușesc și filmez și colecția de pantofi. Acum, o să iau camera și o să vă așez eu exact aici ca să puteți vedea ceea ce văd și eu, că în cazul în care extrag câte unul și vă arăt, hei, uite aici cutiuța asta, o să mă vedeți pe mine, dar nu o să puteți vedea ansamblu sau le îmbinăm cumva, nu știu cum e. Mai bine, însă, cred că ideal ar fi să menținem focusul pe subiect. Vi l-am prezentat pe ursoc? Nu cred că am apucat. Sunt ce dacă vreți să fac cunoștință. Uite, cornel, ursoc, de toate. Sper eu că puteți vedea cu ușurință ce se află în cutie și o să le extrag una câte una, le pun pe masă până când le scoatem pe toate. Aș vrea să menționez că singura sticluță pe care am fost și eu în stare să o adaug colecției, că atâta s-a putut, este asta. Un baby Nina Ricci, adorabilă, sticluța este încă plină și așa am de gând să o mențin. Am și varianta mare, dar uite, asta nici nu știam la momentul la care am păstrat-o, că am fost tentată, vă recunosc, într-un punct să o arunc sau să o dau. Nu știam la momentul ăla că uite ce o să vină, o să am eu propria mea colecție de miniaturi și o să pot adăuga asta. Deci atât am putut eu. Restul sunt toate primite de la voi și mulțumesc încă o dată. Hai să intrăm în fiecare. Pornind complet aleatoriu, încercând să vă pun eu focus pentru fiecare dintre ele și o avem prima dată pe asta de la Rocha, unde scrie Bizance. Recunosc că nu știu mare lucru despre parfumurile astea, prin urmare nu o să vă pot prezenta cu note și senzații, multe dintre ele nici nu mai miros. Dar sticluțele sunt de interes și uite cât de frumoasă este sticluța asta albastră. Nu știu, mi s-a părut că în trecut, și nu cred că este doar impresia mea, se punea mai mult accent pe detaliul estetic, pe ornamente, pe decorațiuni, pe frumos din jurul nostru. Și aici mă refer la parfumuri, deși cred că este valabil și în alte arii. Dar uitați-vă cât de frumoasă este sticluța asta, așa în miniatură, și dacă așa arată și originalul, sau nu neapărat originalul, varianta mare, cred că este ceva de păstrat, nu e genul de sticlă pe care să o arunci. Ia, se vede la voi, parcă ar avea un bănuț auriu acolo și ce combinație frumoasă cu albastru și cu auriu ăsta, arată fenomenal. Apoi, uite aici, una drăguță de la Montana, un brand pe care eu îl știu prin intermediul hainelor, ceva în stil asemănător lui Thierry Mugler. Dar iarăși este o casă de modă despre care nu se mai aude de multă vreme. Cred că popularitatea maximă a avut-o prin anii 80 sau 90. Iată că a făcut și parfumuri. Uite cum arată sticluța. Are ca o casetă așa de sticlă care să... așa au venit? Nici nu-mi dau seama. Care să o protejeze. Mi-e teamă să nu fac vreo prostie, să nu vărs conținutul. Prin urmare, vă arăt în varianta asta. Cred că se înțelege, nu? Mai departe, asta este o sticluță de la Christian Dior. Dior, domnul Dior, uite așa, cred că o vedeți voi cel mai bine, apă de toaletă. Și uite cât de frumoasă este chiar și cutia de carton. Iar interiorul, iată, va, este o superbitate. Să vă arăt acum pe preferata mea, cred că asta e, parfumul de la Nina Ricci, Air du Temps.
care vine în cea mai frumoasă sticluță din ce am văzut eu și cu recipientul ăsta așa, cu decupajul, nu recipient, cutia de carton, la ea mă refer, cu decupajul ăsta superb, parcă ar fi o ramă de tablou care încadrează ceva foarte frumos. Uită-te tu cum arată și imediat o scot de acolo, dar asta mi este cea mai dragă dintre toate. Mi-e și teamă să nu fac vreo prostie, o să o las acolo, adică nu o scot, dar măcar puteți vedea voi, ăla cred că este, auleu, e praf. Lăsați că le curăț eu. N-am avut curiozitatea să o scot de acolo, am privit-o pur și simplu, dar acum, de dragul videoului, să vedeți voi. O să iau o cârpă sau ceva ca să o curăț frumos pe acolo și după o punem la loc, la păstrare. Uită-te tu cu păsărelele astea, cât de frumos arată. Pierre Cardin este un domn care a făcut modă mai degrabă prin anii 60 și a continuat el, dar acum face covoare și alte prostii, mă rog, nu știu exact care este istoria brandului, dar numai e ce a fost. Sticluța însă e fantastică. Ia uite-o. Ce minunăție. Aici avem iarăși un roșa care se numește Alchimie sau Alchimie de roșa. Wow, cât e de frumoasă. Doamne, astea sunt de așezat pe măsuța de toaletă și ținute acolo ca decor. Dar nu vreau eu să le pierd cutiuțele, pentru că sunt parte din ansamblu, din colecție. Așa încât le păstrez cu totul. Pac. Le punem aici. Asta, parcă mi-amintesc că are, îmi place mai mult cutia decât sticla. Este de la... Nu e Giorgio Armani? Nu, e Giorgio Beverly Hills, dacă vedeți în partea asta. Cu un ambalaj foarte estival. Mă gândesc la vară, la umbrele din alea colorate și la costume de baie. Iar sticluța... este una foarte elegantă. Și scrie aici Giorgio, dacă puteți vedea voi. Ce frumusețe! Cea de aici este Liz Cleborn. I-am strălcit numele, îmi pare rău. Sigur, nu se pronunță așa, cer scuze. Parfumul se numește Liz Sport. Ia! Uite, asta este o sticluță mult mai modernă. Pentru gustul meu, îmi plac mai mult celelalte, genul ăla puțin mai sofisticat, se vede că e un pic mai mult artistică reală, dar pentru o sticluță al cărei nume și un parfum al cărui nume conține cuvântul sport, nu te poți aștepta să vezi detalii elegante, sofisticărel și alte nebunele, așa că asta cred că se potrivește perfect numelui. Asta este o sticluță care îmi se pare foarte frumoasă, imediat o scot, complet neașteptată, adică brandul acestei sticluțe de parfum este United Colors of Benetton. Domnii cu hainele, n-am știut că au făcut parfumuri, habar n-aveam. Și uite, parfumul se numește Cold și iată ce sticluță frumoasă are, mult mai modernă, evident. Apoi, frumusețea asta seamănă un pic cu sticluța de la Lancôme, cu La Vie Belle, dar nu e La Vie Belle și uite că nici nu cred că scrie ce este. Nu-mi dau seama, dar e frumușică oricum. Tot așa, fără ambalaj, a venit... Uite, memorie scurtă. Asta tot eu am adăugat-o. Este de la Jo Malone, Wood Sage and Sea Salt. Nu știu dacă mai țineți minte parfumul ăsta, că v-am povestit eu de el acum ceva vreme. Da, mă, deci uite, mă, am pus și eu două sticluțe. Nu e doar una singură adăugată. Da, pe asta am adăugat-o eu. Perfect, mă simt mai bine. Acum, mai departe, iarăși o sticluță absolut superbisimă. Zice acolo Moments și Priscilla Presley. Vai, vă supărați dacă o las așa și o admirăm din cutiuță? Mi-e teamă să nu fac vreo prostie. Am încercat și nu vreau să forțez în vreo formă. Arată minunat. Apoi, uite aici o cutiuță frumoasă de la Carolina Herrera. O doamnă care face niște rochii foarte, foarte frumoase. Parfumurile recunosc, nu sunt eu neapărat fan, nici nu pot zic că le-am încercat pe toate, dar rochiile îmi plac mult. Și uite cum arată sticluța, elegantă. Simplă, dar totuși are niște detalii interesante pe aici. O sticluță de cașarel minunată, cu flori decorate. Iar interiorul, vai, vai, ce frumoasă e! Un fel de butelcuță cu, poc, sticlă. Am crezut că e plastic, dar să știți că este sticlă toată ziua. Aici, dacă am văzut eu bine, este un Escada, un parfum de la Escada, un brand pe care eu îl vânam în liceu, prin SH-uri. Pentru că găseam accesorii foarte frumoase, găseam curele minunate și încă mai apar așa rarisim, dar nu mai e ca atunci, vă dați seama. E, sticluța arată în felul ăsta. Probabil că este o sticluță din anii 90. Aici avem Donna de la Trussardi,
care se scoate. Ah, ok, ia uite ce mecanism interesant. Aha, hai să o așezăm mai... Aoleo, din asta cred că s-a vărsat, că este un pic uleioasă. O lăsăm acolo exact așa cum este. Da, s-a vărsat probabil dinainte să ajungă la mine, că eu nu le-am făcut nimic. Le-am păstrat în cea mai bună stare posibilă. Apoi, un... Cartier. So pretty de Cartier. Iată. Fancy cum sunt toate ambalajele și produsele lor. Așa arată sticla. Minunată este și am noroc că e aproape plină. Dacă nu chiar plină. Ia uite ce minunăție. O sticluță, un pic art deco, dacă o văd eu bine. Ia, putem să o scoatem de aici fără să-i facem rău? Nu neapărat. Ia, cred că o vedeți mai bine așa, în centru. Simpluță și nu chiar. Aici avem Sublim de Jean Patou. Oh, nebunie! Tac, splendidă este cutia. Iar interiorul, ai, ce frumos, ce frumos. Mi-amintește foarte mult, sau sticluțele astea mi-amintesc foarte mult de parfumurile mamei de când eram eu copil. Când n-aveam multe, cred că un sau două, dar majoritatea erau în forma asta. Foarte frumoase. Splendid. Și uite-te tu cât de frumos este și ambalajul. Apoi avem aici un tabac. Tabac original. Ok. Ia. Sticlă din sticlă. Țuc. N-am auzit, recunosc că nu sunt pricepută. Apă de colonie. Tu ce ești, mă, copile, mă? Cu mov și cu argintiu. J del Pozo. Halloween. Ok. J-ul ăla sigur se citește altfel. Iar sticla arată așa. Ah, ce interesantă este. Are un fel de suport, dacă vedeți bucata asta cu argintiu, este un fel de suport care să susțină povestea. Știi, ca un soclu. Foarte interesant. Avem aici un Gianfranco Ferré într-un ambalaj cu auriu pe margini. Arată de toaletă. Arată așa. Foarte frumoasă este, chiar dacă e simplă și ușor masculină, dar are niște... Uite, poate vedeți de aproape mai bine. Are niște striații. Vedeți cum se duce degetul meu? Tic, 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 tic. Foarte art deco. Aici cu albastru avem un Biblas. Nu știu. Dar sticla. Ah, ce frumusețe! Tot așa, într-un albastru splendid. Cu un căpăcel maro. Am crezut inițial că e bomboană. Ia uite-l. Nu, mai bine nu scoatem de acolo, că cine știe ce prostie mai fac. Foarte frumoasă combinația cromatică și sticla foarte originală. Tu ești... tu ești un Givenchy! Foarte frumoasă prezentarea. Tăc, tăc, tăc. Iar aici este doar un flacon simplu, dar mare. Îl păstrăm exact așa cum este. După, mai avem un roșa, am văzut bine, E de roșa, cu albastru. Se simte greu, e așa masiv. Și are și de ce. Pentru că, uite ce frumoasă este sticluța. Splendidă. E de Verino. Apă de Verino. Okay. Vai, minunată. Minunată. Foarte originală și ea. Aici avem Lancetti Madame. Tac. Deosebită sticluță. Mi-amintește de coloanele grecești. Nu știu să vă zic de ce, că nu seamănă neapărat. Aici cred că avem încă un cașarel pe care mi-aș dori eu să-l vedeți. Lulu. Cașarel. Țăc, țăc, țăc. Da, mi-amintesc asta. Vă dați seama cum am uitat la toate după ce am terminat clipul ăla. Și asta știu că mi-a rămas pe retină. Uită-te tu ce culori. Și cum arată sticluța, cât este de frumoasă. Și să știți că nu e plastic, poate părea plastic, dar e sticlă-sticlă, senzațională. Și mi-a plăcut combinația cromatică foarte mult. Adică ați urmărit poate vlogul, video pe care l-am menționat deja de două ori astăzi, cel cu ținutele de Valentine's Day. Și una dintre cele pe care le-am creat acolo era cu turcoaz și cu un fel de corai, nu era chiar
roșu ăla întunecat. Da, tot în direcția aia. Trecem mai departe la Montana. Încă un Montana, Claude Montana. Iar parfumul pe care încerc eu să-l extrag cu delicatețe arată așa. Iarăși o sticlă modernă, de prin anii 90, cel mai probabil. Minunată este. Aici, cu roșu, avem Paloma Picasso. Într-o cutiuță, bineînțeles, artisticărită. Wow! Iar parfumul se prezintă, uite așa, în felul ăsta. Fantastic! Și cred că se deschide cumva de la jumătate, dacă văd eu bine, că are niște striații acolo, dar, din nou, mi-e teamă să nu fac vreo boacănă. Uite așa, asta ar fi fața. Ah, avem aici acel nume absolut imposibil, asupra căruia am avut dezbateri, că v-am întrebat și pe voi cum se pronunță și mi-a zis vreo trei variante diferite și în continuare nu știu care e aia corectă. Ise Miyake, Ise Miyake, Le Dise. Ceva așa, mă iertați. Iar flaconul este unul simplu. Curve, de la aceeași doamnă de mai devreme, Liz Claiborne, cred. A, fenomenală, mi s-a părut și sticluța asta. Vai, ce frumusețe. Îmi place combinația cromatică cu verde și cu blu ăsta deschis. Cum arată? Apoi avem de la Balenciaga un parfum care se numește Talisman. Se vede după ambalaj și cât de, și cât de frumoasă e sticla, că n-are nicio treabă cu prezentul, cu ceea ce se face în ziua de azi. Așa arată. Un Givenchy Gentleman. Pac. Simplu, dar de efect masculin, că de-aia zice gentleman. Un parfum numit Laura, Laura by Laura Biagiotti, cu o sticluță foarte frumoasă, foarte interesantă. Ia uite, ce nebunie! Aici avem Loewe, de, iarăși într-o sticluță minunată. Și un compartiment superb, ca o cutie de bijuterii. Tac. Apoi avem de la Trussardi Light. Light Her. Deci parfum pentru femei. O sticlă frumoasă, sofisticată. Mai avem aici un Gianfranco Ferré, dacă văd eu bine. Nu. Ah, da. Gianfranco Ferré, iar numele parfumului este GGF, dacă vedeți voi acolo, care se scoate, uite așa. Foarte fain mecanismul, nu-l mai scoate acolo, că se vede, bănuiesc, nu? Apoi avem aici un Lancôme, E de Lancôme, care are, opa, ia, îți facem așa mai bine. Ia, uite ce frumoasă este sticla, ce elaborată este, ce detalii, doamne! Pare a fi materialul ăla care se folosește pentru sticlele băuturilor alcoolice din baruri. Știți, barurile alea sofisticate, cum vedem prin filme. E, la asta mă duce cu gândul. Foarte frumoasă este cu auriu ăsta pe aici. Ăsta cred că este un Burberry, da? L-am recunoscut după dungile de aici. Burberry's. Iar sticluța arată așa. Cu albastru avem acum un Sonia Riquiel. Le de Sonia Riquiel. Yeah. Pac. Ah, ce faină este și asta. Și mi se pare cu atât mai frumos contrastul dintre capac și culoarea parfumului. Vedeți cu verdele ăla. Doamne! Scarf. Marbe. Ok. Da, uite de ce îi zice scarf, cel puțin la asta mă gândesc eu văzând capacul. Nu vi se pare că ar putea fi cumva ca o eșarfă fluturând așa în vânt? Dar este fantastică sticla. Aici avem tot de la Givenchy, Organza Indecens. Suntem acești indecenți. A, cu o sticlă foarte frumoasă, da, fantastică mi s-a părut și asta de când am văzut-o prima dată. Uită-te tu cât este de frumoasă. Ce elaborată, ce detalii, măi, nu, cum ar zice bunica, nu se mai fac, domnule, cum se făceau în vremuri, nu mai au nicio treabă. Aici, cum te numești tu? Ah, ok, Catherine Deneuve, Echantillon, Parfum, așa s-o fi numit, Deneuve, ia să vedem. Sticluța este, da, foarte frumoasă și ea, mi-amintesc că mi-a plăcut. Dacă puteți vedea, are o formă tare interesantă, că se duce cumva în interior, parcă ar fi așa sucită.
pe suprafața capacului. Și mai are un pic de parfum. Ah, tot United Colors of Benetton. Nu vedeam ce scrie. Cu o sticluță foarte interesantă. Nu neapărat genul meu, dar altceva. Diferită. Uite ce fain. Și aici este parfumul. Vezi efectiv cât mai ai. E ca o scobitură așa. Foarte mișto designul. Aici avem Temptations de Paloma Picasso. Ia să vedem, domnule, de ce era tentată Paloma Picasso? Așa arată. Auriu, negru, un detaliu frumos acolo pictat. Aici avem quartz, Moulineux, Paris. Cred că așa vine, de fapt. E mai mare capacul decât sticluța. Cu negru avem Iceberg Parfum. Iar sticla, ia uite ce frumoasă este și asta. Ce formă interesantă, foarte obzecistă, zic eu. Oh, cât de adorabilă este sticluța, doamne, cu fundiță! Printre preferatele mele este și asta. Superbă, 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 parfum pentru Lemo. Aici avem Leroy Soleil, Salvador Dalí, care știu că are o sticlă fantastică. Iată, uită-te tu sticluța aici. Doamne, cât de frumoasă și asta. Ce model! Puh, splendidă! Aici avem încă o Carolina Herrera Aqua Flor, care și ea arată într-un mare, mare fel. Foarte frumoasă, chiar deosebită. Ia uite-o! Ce frumos este lucrat buchetul ăsta, ce detalii splendide! Fantastic arată! Asta cred că este încă o sticluță de roșa. Sau n-am văzut eu bine? E Aero ăsta, care știu eu că e... Dacă l-aș vedea... Care știu eu că e de la Roșada. Ah, ia uite ce mecanism acolo. Șmecherie. Op, încercăm să o scoatem așa cât mai... e prinsă, de asta n-am putut. Da, e prinsă în ceva. Stați așa că voară direct de acolo și o pun la loc să nu-i fac rău. Eu zic că e... Nu, scrie Rodier, de fapt, pe sticluță. Aici avem Laura Biagiotti, Roma. Apă de toaletă. Iarăși, uite măi, dacă asta nu duce cu gândul la coloanele grecești, apoi nu știu, sau mă rog, romane, după caz. Ia uite-te tu. Și cred că putem să-i scoatem și căpăcelul? Sau mai bine stăm potolite? Nu, hai stăm potolite. Foarte frumoasă este. Aici avem Samba Natural. Care Samba Natural are această sticluță foarte interesantă. Mai avem un Scapa of Scotland. Care se prezintă așa, modernă, futuristă poate, sticluța. Aici încă un Salvador Dalí, de Dalí. Fantastică și asta, uită-te tu. Vai, 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 vai. Ia uite, ce nebunie de sticluța. Senzațională. Tot o Laura Biagiotti, sotto voce. Cu o sticluță ce se prezintă așa. O cutie foarte interesantă asta, catifelată. Saint-Dupont, Paris. Nu știu dacă simțiți catafeaua, dar îmi place mult combinația cromatică. Blumarinul ăsta cu auriu e foarte sofisticat. Iar interiorul... pe cât de simplă, pe atât de frumoasă. Mi-a plăcut asta mult de tot de când am deschis-o. Cred că cel mai mult îmi place fontul. Caligrafia. În cutia frumoasă, turcoază, avem Eubel d'Azzaro, sau Azzaro, care arată, uite așa, seamănă cu una de mai devreme, nu? Cea cu sublim ceva, parcă? Magrif, parfum de toalet. Magrif. Arată așa. Ia uite. Pac. Interesant capacul. Cu un interior. Ivoar de Balmain. Simplă stil art deco și sticulța lor. Dar foarte frumoasă. Chiar îmi place. Aici cred că e ceva Versace. Da. Gianni. Gianni Versace. Apă de toaletă. Care arată așa. Superbă. Superbă sticluță. Foarte frumoasă.
Încă un Givenchy, amarij de Givenchy. Un flacon splendid. Ia uite-te tu. Uite-te tu ce frumos. Iar pentru mine chihlimbariu ăsta este culoarea parfumului vechi. Exact așa m-aș gândi eu că trebuie să arate. Și să știți că am și eu niște sticle de parfum vechi, dar sunt sticle. Sticle, nu miniaturi și nu și-au rostul în colecția asta. Lalique. Lalique. Ia uite ce sticluță frumoasă. Vai. Vai. Vedeți detaliile de pe margini? Ce frumos este lucrată și capacul cu frunzițele alea. Paloma sau Pacoma? Pacoma scrie mai degrabă. Pacoma Paris. Foarte frumoasă și sticluța asta. Chiar dacă n-am auzit eu neapărat de parfum. Dar pot să-i apreciez frumusețea. Mai avem aici un Escada Sport. Care se prezintă așa. Tot pe stilul tipic parfumurilor anilor 90. Cel puțin așa cum mi le amintesc eu. Abril Victorio and Luchino. Sevilla. Care se prezintă așa, într-o sticluță micuță și drăguță. Încheiem cu Givenchy, Fleur d'Interdit. Care, este senzațională. Ia uite ce frumos e lucrată. Și parcă are un colier auriu la gât. Acum trebuie să mă pun să le așez pe fiecare în parte, să le pun la loc, că le-am scos fix ca să le pot arăta. Și trebuie să văd cum fac să încapă iarăși în cutie, că au avut și ele o logică. Da, sunt minunate, nici nu știu care să zic că îmi place mai mult. În principiu v-aș întreba pe voi care este preferata, dar toate au un ceva al lor, au ceva special, un detaliu, o formă, nu știu, o plasare într-un moment, cum vă zic, alea din anii 90, poate nu sunt chiar preferatele mele, dar tot mi se par deosebite pentru că marchează momentul ăla și mi-amintesc clar de cum arătau parfumurile prin anii 90. Vedeam foarte multe în stilul respectiv. Vedeți? Chiar și sticluțele pot delimita în timp. Pot încadra o perioadă. Că, uite, așa cum este asta, mă rog, L'Air du Temps de la Nina Ricci, sticluțe de genul ăsta nu se mai fabrică astăzi. Știi? Și când te uiți așa la ea, îți dai din start seama că e vorba de o modă din trecut. Încă un aspect al modei care e interesant de urmărit. Da, nu, toate îmi plac. Știu că am zis de asta și chiar am o sensibilitate pentru ea, dar toate mi se par absolut deosebite și chiar sper în timp să adaug și eu mai multe chestii la colecție, să pot să pun și eu acolo dintre sticluțele vechi, pentru că, v-am mai zis eu, am văzut prin târgurile de vechituri, cred că sute, dar nu le-am dat neapărat atenție pentru că, neavând deja o colecție formată, nu pot să zic că m-a interesat neapărat. M-am uitat la ele frumoase și am mers mai departe, că altceva m-a interesat pe mine. Dar acum, având baza asta solidă, la care, așa cum am zis și atunci, nu știu cum ai putut să renunți, având baza asta solidă, clar pot să adaug și eu mai departe. Și chiar mi se par senzaționale, chiar le văd ca pe niște bijuterii pe fiecare în parte. Nu neapărat că ar valora ceva, că nu-i vorba de asta, dar sunt mici bucățele de frumos, de istorie, poate au câte o poveste fiecare și o să vreau cândva, când o să am timp să fac și chestia asta, să mă documentez de fiecare în parte și să am mai multe detalii, pentru că nu, eu nu sunt neapărat o super ultra pasionată de parfumuri. Știți că le am și eu pe ale mele, am niște preferate, mai descoper așa din când în când una alta, dar nu pot să vorbesc așa detaliat cum ar face un parfumier, nu stăpânesc atât de bine detaliile, dacă îmi dai să miros niște chestii, nu o să-ți recunosc imediat notele, dar pot să-ți spun ce evocă pentru mine parfumul respectiv. Nu știu, poate el are tuberoze și căpșuni și eu o să zic că mie îmi pare că ăsta miroase a barnam, profa de geografie dintr-a patra. Sau a cincea, că într-a patra aveam totuși învățătoare. Da. Sau mi se pare că miroase a parfumul de cameră pe care l-am simțit în nu știu care hotel acum 10 ani când am fost nu știu unde. Știi? Adică fac așa, pot să fac niște conexiuni de genul ăsta atunci când este cazul. Dar altfel nu sunt o specialistă în domeniu și nu cunosc atât de bine parfumurile încât să mă apuc eu să zic, da, aici notele sofisticate, combinate cu... Nu, e cazul să facem pe noi ce nu trebuie. Cu această ocazie încheiem minunatul daily vlog. Ne-am mai pus și noi la curent și sper să înțelegeți de ce am venit cu el și nu cu ceea ce trebuia. O să văd cum evoluează lucrurile, că oricum o să postez și vlogul respectiv, vlogul din Turcia,
dar pentru moment cred că e mai bine din respect pentru situație, cel puțin o săptămână, cel puțin până când trece perioada lor de duliu național, cred că e bine să las lucrurile așa și după o să mă ocup și ne punem la curent și cu tot ce s-a întâmplat acolo. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat. O să vă întreb, bineînțeles, în comentarii, că vreau să vorbiți cu mine, o să vă întreb și care este parfumul vostru preferat. Dintre astea sau dintre cele pe care le folosiți voi în mod normal. Ce vă place vă să folosiți? Care este parfumul cel mai iubit între voi? Pentru că știu că majoritatea sunt super pasionată de subiect și mi s-a cerut, Doamne, de câte ori nu mi-a zis să fac colecția de parfumuri a mea, adică alea pe care le am eu și unde pot să vă zic acest parfum. Și o să vin așa. Până acolo însă, pupicios multos, mulțumesc tare tare mult că v-ați uitat la vlogul meu, sper că v-a făcut plăcere să mai petrecem iarăși, nu știu de mult timp, împreună și ne vedem luni, că ăsta o să fie vineri, ne vedem luni. Aveți idei? Vă interesează ceva anume să filmez pentru luni? Încă nu m-am apucat, n-am creionat un plan, mă ocup în weekend, așa încât dacă aveți ceva ce v-ar interesa în mod deosebit și pot să fac până luni, lăsați un semn acolo și poate mă ocup. Vă pup cu mare drag, mulțumesc, ne vedem în câteva zile.